cuvântul grec iris înseamnă curcubeu. Floarea a primit acest nume de la zeița greacă Iris, divinitatea curcubeului, mesagera zeilor de pe muntele Olimp. În Grecia antică, irisul era un simbol al ideii și mesajului. Floarea de iris era considerată a avea proprietăți de vindecare. Rădăcinile de iris în amestec cu miere și oțet se foloseau ca un remediu contra tusei, răcelii, indigestiei și sciaticii. De-a lungul vremii, irisul a fost un simbol central în cultura mediteraneană și în cea din sudul Europei. Cele trei frunze ale irisului semnifică credința, înțelepciunea și valoarea. Irisul a fost o reprezentare a regalității și protecției divine pe parcursul secolelor în întreaga lume. În Japonia, irisii sunt un simbol al eroismului, iar irisii albaștri sunt o referință la sângele albastru, jucând un rol important pentru tinerii care iau parte la tradiționalul festival de primăvară. Irisul este floarea națională a Franței, fiind adesea folosit ca semn sau emblemă a acestei țări. Remarcat prin frumusețea încântătoare, însă trecătoare a florilor sale, irisul, cunoscut și sub denumirea de stânjenel, este o plantă perenă cu peste 200 de soiuri, originară din Europa și Africa de Nord. Are un rizom orizontal, camos, din care se înalță frunze în formă de teacă. Acestea învăluiesc tulpina la bază, iar spre vârf cresc alte frunze, mai mici. Fără a avea un parfum intens, florile lunguiețe apar în partea de sus a tulpinii. Sunt albastre spre violet și în lunile mai-iunie creează adevărate peisaje de culoare. Deși irisul nu este o plantă cu pretenții speciale, crescând atât în medii cu o umiditate ridicată pe marginea apelor sau chiar în apă, dar suportând și medii cu soare din abundență sau chiar cu umbră, acesta crește cel mai bine în soluri unde apa nu stagnează. Irisul s-a dovedit în timp a fi util atât pentru frumusețe cât și pentru sănătate. Floarea de iris înflorește în lunile mai-iunie. Rizomul se recoltează în anul 2-3 de vegetație, începând cu luna iulie și continuând până la sfârșitul toamnei. Aceștia se spală de pământ și se curăță de rădăcini. Cei mici se îngroapă în vederea asigurării înmulțirii plantei, iar cei groși se despică și se curăță de coaje înainte de a fi uscați. Rizomul de iris are proprietăți aromatice, diuretice, expectorante, purgative. Pulberea de rizom de iris, realizată prin uscarea și pisarea rizomilor, amestecată cu miere, este ideală în combaterea bronșitelor, a tusei convulsive sau în tuberculoză. Această pulbere este și o excelentă mască pentru păr, ajutându-l să se regenereze și să-și recapete sănătatea. Irisul multicolor, cu flori de culoare albastră, albă, galben sau violet, are un rizom cu calități antiseptice și este folosit în combaterea afecțiunilor cutanate în tratarea acnei. Perioada cea mai prielnică pentru plantarea irisilor este în lunile septembrie-octombrie, la distanță de aproximativ 7 cm unul de altul, într-un sol permeabil. Plantarea bulbului se face într-o groapă destul de adâncă, iar în jurul bulbului se pune pământ și se udă locul. După plantare, floarea se udă de 3 ori pe săptămână, însă pământul nu trebuie să mustească de apă. După ce începe să crească, irisul se udă doar de 2 ori pe săptămână. Dezvoltarea florilor va fi mai armonioasă și mai rapidă dacă adăugăm îngrășământ. Este recomandat să nu exagerăm cu cantitatea de substanțe, adăugarea lor o dată pe lună fiind de ajuns. După apariția mugurilor, firele de iris nu trebuie lăsate să se aglomereze. Floarea de iris are în general un scop ornamental. Irisii înfrumusețează grădina datorită coloritului puternic, dar au un efect încântător și atunci când sunt tăiați și ținuți în casă, în vaze. Uneori, sucul din rădăcinile proaspete de iris este folosit pentru tratarea hidropiziei sau a anumitor boli de piele. Sucul de iris este folosit și în tratamentele cosmetice de îndepărtare a pistruilor. Datorită proprietăților sale, floarea este folosită și în industria farmaceutică și în parfumerie.